Câte trotinete, băi! Trenulețul cu trotinete mor. Și aici nu mă refer la... Oh. Ia uite-l, bă, cum face, bă! Oh. Că înțeleg ce înseamnă să... Dorința de a merge tare, de a avea căluți sub tine mulți. Doamne, ce e aici? Doamne, ce e aici? Măi, de ce ești murdar? Vă expuneți degeaba atât timp cât puteți face lucrul ăsta mult mai safe. Vreți neapărat o motocicletă de viteză care să arate bine? Există și motociclete de viteză care arată bine și sunt docile. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi o să vorbim despre de ce nu e bine să-ți iei o motocicletă de viteză atât timp cât ești începător. Dă-i, tati, claxoane, dă-i tare! Și tu treci pe roșu, nu? Bineînțeles. Bucureștiul, după ce a început școala, puteți vedea chiar în față acum și în spatele meu, peste tot este blocat, nu se merge, ci se stă. Și de asta mulți dintre voi vreți să vă luați vitezane ca să mergeți mai repede. Dar poți să mergi repede cu orice tip de motocicletă, scooter sau așa mai departe. De ce spun, dragii mei, că... De ce spun că nu este bine să-ți iei o motocicletă de viteză încă de la început? Și aici nu mă refer la... Oh. Ia uite-l, bă, cum face, bă. Oh. Aici nu mă refer la cei care dau de A1 de motocicletă, ci mă refer în special la cei care vor A2 și vor o motocicletă puternică, eventual o motocicletă care se limitează și dacă se poate să-i mai dăm și acea limitare jos. Se poate? Bineînțeles că se poate. Dar pe lângă treaba asta de motocicletă limitată, ca să, na, înțeleg și eu, e mai eficient, pentru că până la urmă, la sfârșit, după 2 ani, după ce dai de categoria A, practic motocicleta aceea o poți delimita și să o ai pentru categoria A. Înțeleg treaba asta, dar ce nu înțeleg eu este de ce ți-ai lua o motocicletă de A care nu se poate limita legal la A2. Wow. Înțeleg și treaba asta de a avea o motocicletă puternică, de a trage, de a, nu neapărat de a te da în spectacol, ci de a avea căluții aia sub tine. Că înțeleg ce înseamnă să dorința de a merge tare, de a avea căluți sub tine mulți și de a te da tare încă de la început. Na, vrei să fii marchez de când... De când ai pus prima dată piciorul pe motocicletă sau Valentino Rossi sau Quartararo sau cine vrei tu. Dar treaba nu stă deloc așa. De ce? Pentru că este foarte, foarte periculos. Unul la mână. Oricum, o motocicletă de viteză este foarte periculoasă. Dacă ți-ai mai luat-o și de la început, cu atât mai mult că este periculoasă. Nu spun că nu este corect. Ba da, este corect. Fiecare și-a ce motocicletă vrea. Dar vreau să atrag un semnal de alarmă la chestia asta, pentru că o motocicletă de viteză este mult mai greu de controlat. O motocicletă de viteză, în general, îți răspunde mult mai repede decât orice altă motocicletă. De asta este indicat la început să nu-ți cumperi o motocicletă puternică. Nu spune nimeni că nu poți să-ți iei o motocicletă de viteză. Poți să-ți iei și Hayabusa, poți să-ți iei și H2R, poți să-ți iei ce vrei tu încă de la început. Problema este în câtă încredere ai tu în tine, pentru că de cel mai multe ori ați văzut că încrederea te doboare de pe motocicletă, să spun așa, între ghilimele, dar și de nivelul tău de stăpânire în momentul în care mergi cu motocicleta. Și la ce o să folosești căluția aia pe care i are acea motocicletă? Asta e întrebarea mea. Eu, cu această motocicletă pe care o am acum, sincer, niciodată n-am ajuns la capacitatea ei maximă, sincer, niciodată nu am mers cu ea în blană pe stradă, astfel încât să-i folosesc toată puterea, inclusiv de demaraj.
nu am folosit toată acea putere. Asta pentru că nu ai de ce, nu-ți trebuie la nimic și chiar nu te ajută cu nimic în trafic. În afară poți spune, da, mă ajută la depășiri, mă ajută la situații limită și așa mai departe. Problema este că o motocicletă foarte puternică de la început ea te pune singură în acele situații limită, pentru că răspunde exagerat la toate comenzile pe care tu le-ai face pe acea motocicletă. Vrei să accelerezi, răspunde extraordinar de repede și de exagerat. Vrei să te apleci la fel față de absolut orice motocicletă? Vorbesc aici de motocicletele de viteză. În mare acum spun, dacă vrei să îți iei o motocicletă de viteză, orientează-te către una puțin mai domoală. Tocmai pentru că la început o să vrei să te dai tare, o să vrei să te ții după prietenii tăi sau mai știu eu ce alte prostii. Și este foarte complicat să stăpânești o motocicletă foarte puternică încă de la început. Nu știu, ești începător și îți iei direct R1, atât în trafic, pentru că într-adevăr și în trafic cu o vitezană este puțin tel mai greu să mergi printre mașini, fiind o motocicletă mult mai rigidă, nu se strecoare la fel de bine, nu știu, eu știu, ca un scooter sau ca un naked. Pur și simplu la motocicleta de viteză este și altă poziție față de orice altă motocicletă putem vedea în afară de aceste vitezane. Și atunci, dragii mei, vă înțeleg că este greu să nu vă luați motocicleta visurilor voastre, să nu mergeți pe o motocicletă care arată bine, între ghilimele, dar de fapt o vreți pentru că vreți wheelie-uri și putere și așa mai departe, dar credeți-mă, o să vă treacă și de wheelie, o să vă treacă și de viteză și așa mai departe la un moment dat, și nu se merită să îți riști viața doar pentru câteva momente. Doamne, ce e aici? Doamne, ce e aici? Toată asta aici e blocată, efectiv. Doamne, ce e în oraș? Mie nu-mi vine să cred așa ceva. Și în aceste cazuri, dragii mei, riscul de a face un accident pe o vitezană, fiind începător, este foarte mare. Și lecțiile pe care le aplici la cursurile de perfecționare și siguranță în trafic, toate acele forțe fizice pe care le învățăm acolo și cum învățăm să mutăm motocicleta de pe o parte pe alta sau să facem anumite tricuri, pot spune, pe motocicletă, pe o vitezană sunt foarte greu de făcut. Și atunci sfatul meu ar fi ca în momentul în care vreți o motocicletă, să vă luați o motocicletă, cum am spus și mai devreme, puțin mai docilă, sau o motocicletă care nu este în stilul ăsta de sportiv, astfel încât să vă învățați cu mersul printre mașini, cu mersul prin oraș, cu plimbările mai lungi și lucruri de genul ăsta. Măi, de ce ești murdar? Așa că, dacă vrei o vitezană, ia-ți o vitezană. Dar eu cred că a fost de datoria mea și să vă spun din experiența mea de până acum cum stă treaba cu vitezana asta. Pentru că din ce în ce mai mulți am văzut că mi-ați trimis mesaje că vreți un R6 limitat pentru a doi, că ați găsit unul și e legal în acte și tot felul de motociclete de genul ăsta. Era, cred că, de datoria mea să vă spun punctul meu de vedere, dar și părerea mea despre astfel de lucruri. Vă expuneți degeaba atât timp cât puteți face lucrul ăsta mult mai safe. Vreți neapărat o motocicletă de viteză care să arate bine? Există și motociclete de viteză care arată bine și sunt docile și nu vă pun la pământ și nu răspund exagerat și așa mai departe. Doar pentru că motocicleta sau cum îi spune, da, motocicleta se numește R6 și îți dă un oarecare grad de popularitate în rândul prietenilor sau știu eu, în rândul oamenilor cu care te dai pe motocicletă sau pe Instagram, că e pozabilă, că scrie R6 pe ea sau mai știu eu ce altă motocicletă, nu mă înțelegeți și n-am nimic, absolut nimic cu motocicleta de la R6, de la Yamaha, dar am dat-o ca pur exemplu. Este o motocicletă foarte bună, o motocicletă care merge perfect, merge bine,
dar este puțin mai dificilă într-adevăr pentru începători. Așa, dragilor, spuneți-mi acolo în comentarii ce motocicletă vreți să vă luați, dacă vreți să vă luați vitezană, spuneți-mi și mie ce vitezană vreți să vă luați. Eu am fost Motorrider, nu uitați să fiți tu un Motorrider de pe www.motorridershow.ro, iar până data viitoare, Motorrider pentru tine, numai bine, pa!